Bună dimineața, domn Răzvan. Așa este. Sunt la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Am aflat că se fac deja pregătiri pentru parada de 1 decembrie. Pe lângă asta, are loc și o acțiune de donare de sânge. Însă sunt puțin supărat pentru că zilele trecute a fost balul bobocilor aici la Academie și am ratat. Asta este, n-am avut noroc anul ăsta, poate la anul. Să trăiți, bună dimineața, bine v-am găsit. Balul bobocilor l-am ratat, dar am venit acum la antrenament pentru parada de 1 decembrie. De când ați început? Așa este, este prima zi în care ne pregătim intens pentru această activitate. Sunt o serie de activități, după cum bine ați spus și dumneavoastră. Este vorba inclusiv de o campanie de donare de sânge. Campania se intitulează Donează sânge, salvează o viață, unde aproximativ 750 de studenți pe 5 zile vor dona sânge pentru seminii lor. În ceea ce privește Parada Militară Națională, nu putem decât să ne mândrim că anul acesta vom defila cu un număr de 172 de studenți, 4 cadre îi vor însoți, așadar 3 detașamente de studenți care vor defila pentru Ziua Națională a României. Este perfect, o să vă întreb puțin, o să merg să vorbesc cu domnul Maxim, pe care l-am mai cunoscut și anul trecut, de fapt ne-am cunoscut anul trecut la parada militară de 1 decembrie. Să trăiți, bună dimineața. Mă scuzați că vă deranjez, pentru că nu-i lăsați deloc, mai dați-le o pauză. Nu se poate, suntem la antrenamentele oficiale pentru Parada Națională Militară. Anul acesta participăm cu 3 detașamente de studenți de la toate armele și toate facultățile Academiei de Poliție și în premieră avem și un detașament de studenți de la Facultatea de Pompieri. Vreau să vă întreb ceva, că am văzut destul de multe fete, le vedem și acum. Câte fete sunt aici, câți băieți aveți? În detașament sau în instituție? În general, în toată Academia. Suntem echilibrați, un sfert din studenții noștri sunt fete și 3/4 băieți. Am înțeles. Acum avem noroc pentru că este o vreme frumoasă, însă nu se știe ce ne așteaptă până atunci. Anul trecut era destul de frig de 1 decembrie. Așa este, era destul de frig. Suntem antrenați în orice condiții. Și dacă e cald, și dacă e frig, suntem alături. Am voie să vorbesc și eu acum cu 2 studenți de la Academia noastră ca să văd acum să ne spună ei ce se întâmplă și cât de grele sunt pregătirile. Bună dimineața, bine v-am găsit. Marian, îmi pare bine? Cazana Cătăldeana, îmi pare bine. Ce an? Anul 2. Anul 2. Și salut, Marian, îmi pare bine? Daniel Cătăldeanu, îmi pare bine. Tu ești la pompier, nu? Da. Face parte tot din MEAI. Cum a început la tine povestea? De ce vrei să devii pompier? Ai pe cineva în familie sau care este povestea ta? Nu am pe nimeni în familie. Mi-a plăcut încă de mic copil această meserie și tot ce presupune ea. Iar când am ajuns în an terminal de liceu, am descoperit facultatea de pompier și am zis că de ce nu... Din ce zonă, de unde ești tu? Sunt din Suceava. Ce a fost cel mai greu până acum? Nu știu, distanța față de casă în cei 4 ani de zile, ce ți s-a părut cel mai greu? Distanța nu este neapărat un impediment. Acea perioadă de pregătire pentru depunerea jurământului din anul întâi consider că a fost puțin mai grea, dar trec toate. Bun, revenim la tine. Anul 2, tu ce-ți dorești? Unde ai vrea să mergi? Aș vrea să rămân în București. Și către... în ce zonă a poliției? Tu de unde ești? Eu sunt la rutier, poliție rutieră. La rutieră? Da, și sunt din Telorman. Doamne, ajută fără nicio pregătire din Telorman, dură zvandul, dai să știți că n-am vorbit, pur și simplu așa s-a întâmplat din Telorman. Cam de unde din Telorman? De pe unde? De pe lângă Roșiori. Roșiori de vede. Bă, să ajunge repede la mine, de fapt Telormanul este destul de micuț, ne știm cu toții. Tu ai pe cineva în familie, cum ai ajuns în poliție? Nu am, dar am avut foarte mulți prieteni care sunt la Academia de Poliție, am prieteni și a devenit o pasiune și pentru mine. Am considerat că se potrivește personalității mele. Cred că cel mai important moment o să fie cel când o să treceți pe sub Arcul de Triumf, cred că o să fie un moment emoționant, nu? O să vină cineva să te vadă de acasă? Probabil că vor veni părinții mei, da, va fi un moment frumos și unic. Prietenul vine? Nu am prieten. Asta este. Bine, domnul Maxim, vă mulțumim din suflet, spor la treaba acolo și sperăm că totul decurge așa cum trebuie. Ne vedem pe 1 decembrie la paradă militară. Din partea studenților Academiei de Poliție vă dorim o șapcă, ca asta, amintire. Cadou pentru mine, așa, cadou de la prima întâlnire? Da. Mamă, Doamne, ajută! Domn Răzvan, domnul Dani, amendă! Nu scăpați fără amendă! Amalia și Ramona poate o să scape cu un avertisment, dar voi amendă. Mulțumim din suflet și mult succes!